Bună seara, dragilor! Iată-ne împreună la o nouă ediție Libertate Financiară la orice vârstă. Așa cum știți, data trecută am vorbit de câteva moduri rapide și ușoare de a elimina obstacolele din calea către realizarea obiectivelor și implicit către succes. În seara aceasta vom merge mai departe. Așadar, în această seară, împreună cu Rodica, vom dezbate un prim pas din ceea ce este necesar să facem pentru a îndepărta aceste obstacole, pentru că știm cu toții că în viață avem tot timpul provocări și piedici în realizarea obiectivelor noastre. Așadar, să trecem la dezbaterea acestui prim pas și anume gândirea pozitivă. Gândește pozitiv. Da. Asta înseamnă nu renunțați. Rodica? Bună seara tuturor! Bună seara tuturor! Sper că se aude bine. Da, da, te auzim. Gândirea pozitivă și optimismul sunt instrumentele eficiente de gestionare a stresului pentru a ne încuraja singur să creștem calitatea vieții. Dialogul interior cu noi înșine ne poate spori performanțele de a obține beneficii și de a rezolva mai ușor problemele care apar de a face față mai ușor vieții. Cât ești prezent în viața ta, urmărești obiectivele, atunci ai și rezultatele și performanțele dorite. Da. Mai ales atunci când cineva se află la jumătatea drumului de lucru pentru un obiectiv, nu ar trebui să existe loc pentru renunțare. Da. Cum vezi tu asta, Rodica? Se întâmplă asta pentru că educația formală, societatea... în care trăim, sunt se petrece în jurul nostru. Rodica, te auzi întrerupt. Acum aud bine? Acum te auzi bine, da. Societatea, se întâmplă acest lucru pentru că educația formală, societatea, conștientul colectiv, tot ceea ce se petrece în jurul nostru, nu ne ajută să ne transformăm. Există deja un șablon de exprimare în dezvoltarea personală de duzină. Să devii cea mai bună variantă ta. Sună bine, însă e greu de descoperit. Parcă ar fi ca un rol la teatru. Îl joci și după spectacol mergi acasă, nu rămâi în acel rol. Aici noi avem nevoie de schimbare totală prin care să devenim omul nou, cu alte aspirații, cu alte obiceiuri, cu alți prieteni, cu alte posibilități, cu alte emoții și bucurii. Deci total schimbați ca atitudine, mentalitate și ca aspect. Așa este, ai dreptate. Uite, noi în seara asta avem alături de noi în live mai multe persoane pe care le salutăm: Valia Cunune, Angela Anton, Casiani, Monica Cobzaru, Gabi Raț, Liliana Dan, Nicoleta Chira. Bună seara, bună seara, vă mulțumim că sunteți alături de noi. A renunța echivalează cu întoarcerea la linia de start a realizării obiectivului. Asta înseamnă timp, energie, bani și o mulțime de lucruri irosite și pierdute. Cum crezi tu că este acest lucru? Da, dacă renunțăm la această linie de a realiza obiectivele, vom pierde timp, bani,
energie, oare înțelegem cât este de important acest lucru pentru noi? În vremurile acestea în care trăim, pentru proiectele noastre. Aici este vorba de schimbare totală, de obiceiuri, de aspirații, de prieteni. Necesită focus și dorință totală pentru a ne motiva și a ne duce la îndeplinire toate proiectele noastre de antreprenoriat în dezvoltarea personală. Așa este. Uite, Monica ne spune foarte adevărat, muncind putem realiza ce ne dorim. Muncind și fiind pozitivi, în primul rând. Pentru că dacă suntem pozitivi, toate lucrurile ne ies așa cum trebuie și nu ne permit ca noi să renunțăm undeva la jumătatea obiectivului nostru. Este mai costisitor să renunți decât să găsești o soluție la o problemă. Ca să nu mai vorbim de frustrarea pe care o simți. Deci în momentul în care renunți la jumătatea drumului, automat pierzi tot ce ai realizat până atunci și frustrare și supărare și nu mai gândești pozitiv. Cum crezi tu că este lucrul ăsta? Schimbarea totală este necesară. Relația care se formează cu acest prilej este ceva unic. Iar fericirea pe care o simt cei doi când apar roadele muncii nu se compară cu nimic. Deci, când devii un lider transformațional autentic, este o mare împlinire. Însă ai nevoie de oamenii potriviți care își doresc autentic să te ajute, să fie oameni de încredere, să fie sincer, să de ambele părți, corectitudine, sinceritate și încrederea care sunt foarte necesare. Iar un om de calitate știe să aprecieze valoarea și binecuvântările unei asemenea proces de transformare care se petrece în mediul în care trăim. Aici avem, nu mai depindem de oră, facem când dorim și când avem timpul necesar. Ce vrem noi cu viața noastră? Nu mai suntem condiționați de acele program de lucru. Exact. Uite, Monica ne spune că căutăm soluții în momentul în care dorim să renunțăm. Mai bine căutăm soluții și mergem înainte. Și aș mai spune eu că trebuie să ne înconjurăm și de oameni pozitivi, oameni care gândesc la fel ca noi, oameni care doresc ca noi să evoluăm, nu oameni care ne trag înapoi, pentru că și asta ne duce la renunțarea la obiectivul nostru, la jumătatea drumului și exact ca și căutătorii de aur din trecut, care au renunțat practic un metru înaintea să dea de coloana cea mare de aur. Noi nu trebuie să renunțăm, oricât de greu ar fi, trebuie să mergem înainte pentru că vin alții în urma noastră și pe pașii care noi i-am făcut, ei urmează calea, ajung la succes, iar noi renunțăm. Așadar, trebuie să gândim pozitiv și niciodată să nu ne oprim la jumătatea drumului și să mergem înainte până la împlinirea obiectivului, oricât de greu ne-ar fi și oricât multe piedici am avea. Așadar, gândind pozitiv, dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vreau să vă spun celor care sunteți în live alături de noi și celor care o să vedeți poate în reluare acest live, să înălțăm gânduri pozitive pentru colega noastră, Viorica, care acum trece printr-o perioadă mai grea și Dumnezeu să-i fie alături și să o avem alături de noi cât mai curând. Da. Doamne ajută! Mulțumim! O seară bună! O seară minunată tuturor!